Războiul din Ucraina a adus în prim plan una dintre marile probleme cu care s-ar confrunta România în cazul unui atac aerian, starea deplorabilă a majorității adăposturilor de protecție civilă. Într-o asemenea situație se află de peste 20 de ani și cel mai mare adăpost de protecție civilă din Caraș-Severin. Amenajat pentru 10.000 de oameni, în realitate adăpostul din Reșița este total nefuncțional. În plus, are și un statut juridic incert, fiind practic al nimănui. Adăpostul antiaerian din dealul mare, construit pentru fostul combinații de rugi din Reșița, avea instalație electrică, sistem de aeraj, grupuri sanitare, canalizare, generatoare și mai multe căi de acces cu uși blindate. În ultimii 30 de ani a fost însă vandalizat și năpădit de gunoaie și de vegetație, iar porțile au fost blocate. Eu locuiesc în acest cartier de peste 50 de ani și pot spune că acest adăpost, până înainte de Revoluție, adică de 1989, chiar a fost folosit de TMK, de fostul combinații de rurgic Reșița, pentru că ei își aveau depozitate lucruri în acest depozit, în acest adăpost care într-o vreme a fost folosit pe post de depozit. Părinții, bunicii mi-au povestit că merge pe sub întreg dealul mare și are și ieșiri în cartierul Mociur. Acum că autoritățile nu au știut sau nu au vrut să știe acest lucru și l-au lăsat în situația în care se găsește acum, în situația aceasta deplorabilă, asta este problema lor. Este parcă aici, la prima, nu aici, la în prima. În deal. Da, spre deal încolo este. Și era funcțional? Păi nu mai țiu minte să vă spun exact, dar cred că era funcțional, are o ieșire undeva, dacă nu e acoperită aia ieșirea. Dar e mult sub... Sub deal. Da, sub deal, da. Autoritățile locale fac demersuri pentru a identifica proprietarul adăpostului sau, dacă este necesar, pentru a-l prelua în gestiune. Estimez că poate să intre câteva mii de oameni fără niciun fel de problemă aici. Este vorba de aproximativ 500 de metri liniari de tuneluri, o lățime de 2 metri jumate, tot pe 2 metri jumate înălțime. Din păcate, toate dotările care au fost acolo nu mai există, tot ce a fost din metal a dispărut, tot ce au fost, eu știu, parte de obiecte sanitare nu mai există, instalații electrice nici atât, canalizarea este devastată. Din păcate, nu știm încă foarte clar și acum depunem demersurile să vedem și să investigăm dacă este vorba de proprietatea uzinei sau a cui este. Trebuie să determinăm a cui este, în cazul în care nu-l revendică nimeni și nu declară nimeni că e a dânșilor, primăria Reșița probabil va face demersurile necesare să-l preia în administrare. În Caraș-Severin sunt 46 de adăposturi antiaeriene, majoritatea neoperative și fără avize de protecție civilă. 33 dintre acestea sunt în Reșița, câte 4 în Caransebe și Oțelul Roșu, 2 în Băile Herculane și câte unul în Bocșa, Moldova Nouă și Zăvoi.